Bună ziua, bine v-am găsit, suntem pe data de 21 ianuarie și în toată stupina am o colonie, aici avem, am o colonie care am lăsat-o eu pe 4 rame, dar aceasta a avut puiet până târziu, deci târziu și nu prea mi-a plăcut mie structura lui, e foarte slab, bine am văzut și mai slab, dar ce am anul ăsta în stupina, acesta este cel mai slab și iată cum se prezintă el. E foarte micuț, nu prea ar avea nicio șansă această mică colonie, nu are nicio șansă de a înainta, să spunem. Are o matcă de 2 ani și iată, aici a avut puiet care n-a eclozat, fiindcă a avut până târziu a avut puiet, au rămas câteva celule și pentru a redresa aceasta, mă uit un pic după mătcuță, inițial am vrut să-l desfințez, dar am zis, hai mă să mă uit totuși, poate va trece iarna. Da, am aici mătcuța. Bănuiesc că a avut o infestare mai mare cu varroa. Așa. Puiet nu are încă și am să vă arăt ce am să fac eu cu acesta. El a fost, are albină pe 4 rame. Iată, aici are un pumn de albină și mai are un pumn de albină și pe rama aceasta. Și pe această ramă mai are un pic de alb. Acum eu știu că nu are nicio șansă, adică am mai avut astfel de colonii, nu neapărat că e el așa micuț, ci pur și simplu parcă nu funcționează cum trebuie. Îl vezi cu ochii tăi că ceva nu e în regulă. Și atunci începem, iată. Astfel arată ultima ramă, a patra. Scuturăm aceste rame. Sunt sigur că aveți o astfel de colonie în stupină. Le scuturăm aceste rame, nu le lăsăm. Voi lăsa doar rama cu matcă. Deci am să-i las doar rama cu mătcuță pe ea. Toată albina o scutur lângă diafragmă. Albina va putea urca pe diafragmă, chiar dacă e mai rece. Aceste rame vor fi date la topit. Am mai multe rame, am tot selectat. Și o parte din ele merg la topit în fiecare an. Bun. Acum aducem această ramă mai aproape, rama cu matcă pe ea. Vom vedea dacă reușim să o redresăm. Nu știu. Nu știu, fiindcă încă n-a început matca ponta. N-aș putea să-i dau nici turtă încă. Bun, deci am scuturat toată albina de pe acele rame care le-am, avea o puiet pe ele la ultimul moment când m-am uitat eu pe ele. Bun, și acum eu mi-am pregătit aici o ramă, iată. Aici avem o ramă cu miere, păstură, are tot ce trebuie, da? Această ramă eu punem lângă diafragmă.
Hai. Am pus aici. Iar albina aceasta va fi pe ora mea. Se va urca ea pe perone și a sta frumos aici. Îi punem la loc diafragma. Trebuie să înțepenesc diafragma bine. Așa. Deci acea ramă care i-am dat-o are și polen și miere lichidă într-o anumită cantitate și va arăta. Adică eu sper să se redreseze, acum nu știu sigur dacă se va întâmpla acest lucru. Totuși dau vina că a avut o infestare mai mare cu varoa. I-am făcut tratamentele, dar sunt colonii care reacționează mai greu la varoa și atunci se întâmplă ca ele să decadă. Această lecție a fost învățată anul trecut că chiar dacă relativ face același tratamente coloniilor, s-ar putea ca unele dintre ele să fie mai afectate de varoa decât alte. Așa, perfect. Acum o să o împachetez bine. Să împachetez foarte, foarte bine. Așa. Și să sperăm că vom scoate o familie din ea. Acum ar fi ușor să o desfințăm, dar vreau să o redresez pur și simplu. Bun, cam atât la această colonie. Am vrut să vă arăt ce-i fac dacă găsesc o colonie. Adică e singura din toate stupina care o am și a fost mai afectată de acest varoa. Bun, cam atâta, până data viitoare, numai bine, urmează să filmez mătcuța, adică fica măcii roșii, până data viitoare, numai bine.